O să desfac eu simplu așa, o să rup punguța asta, nu o tai cu foarfeca. Aici scrie open here, da? Are dunga asta punctată, dar merge și dacă o rupeți așa, pentru că plasticul ăsta e foarte subțire. Iar aici am articolele de fashion. Haideți să începem. O să le iau așa, cum vin la mână. Mi-am luat această bluziță albă. Imediat o desfac. Și o să le și probez, să știți. Am văzut această bluziță pe gât, așa, mie îmi plac chestiile astea de genul, pe gât, gen helăncuțe, malete, cum vreți să le spuneți. Este, cred că, un pic mai scurtuță asta. Nu știu exact cum vine, probabil voi o vedeți în momentul ăsta. Dar mi-a plăcut modelul ăsta cu lună și stele. Mie îmi place luna foarte mult și când am văzut asta cu stele și cu luna, așa, am zis, wow, trebuie să fie a mea. Da. Mâneca e lungă, da? Vedeți? Materialul e destul de ok. Cred că vine, se mulează pe corp. E destul de finuț așa la atingere. Ia să vedem. O să vă pun eu prețul pe ecran pentru că nu mai știu, nu mai țin minte cât a fost. Este mărimea S a mea, made in China. Se spală la 40 de grade, să știți. Așa. Să vă uitați aici pe indicațiile astea de la etichetă pentru că riscați să stricați anumite haine dacă eu am pățit, de-aia vă zic. Ok. Viscoză și acril, poliamid, da, 40% acrilic, 40% viscoză și 20% poliamid. Deci, poliester din ăla, probabil. Așa ca, nu știu, concluzie, îmi place. Îmi place mult. Cred că e simplă, dar de efect. Hai să vedem următorul articol. A, este această fustă pe care ați mai văzut-o, dar am luat-o pentru altcineva acum. Este fusta aceea mea pe care mi-am luat-o și eu, vreau să spun. Gri, așa, lungă. Stați așa să o desfac, să vă arăt. Aceasta, în culoarea asta de mov gri, ceva de genul nude. Mie îmi place foarte mult și am luat și pentru o prietenă, că i-a plăcut și ei și dacă am dat eu comandă, am zis, lasă că ți-o comand eu ca să nu mai plătească ea transport și chestii de-astea. Da. Mai departe, mi-am luat încă o bluziță din asta, cum am și pe roz. Stați așa să văd de unde se desface. Am găsit. Mi-am luat data trecută pe roz și acum am văzut că au și pe alb și mi-am luat și pe alb. Mărimea este XS. Din asta așa, transparentă, cu mânecuță bufantă. Mâneca se strânge aici cu acest elastic încrețit așa. Vine cam până aici mânecuța, cum am și bluzița asta acum. V-am zis, e transparentă, nu este mulată pe corp, este model drept, da? Și are niște chestiuțe așa în ea, niște bulinuțe, niște picățele în material. Foarte mișto e, mi se pare și feminină și elegant așa și super, super frumoasă. V-am zis mărimea XS. Da. Mai avem două produse și scăpați de mine. Da. Deci, mi-am dorit rochia asta de când a apărut, de când am văzut-o la preț întreg. Nu mai știu cât era exact, o să vă spun eu, o să vă las eventual pe ecran. Și am tot vânat-o și au băgat-o la începutul reducerilor. Au băgat-o și pe aia la reducere. Dar n-am prins-o atunci, nu știu, nu mai avea mărimea mea, dar aveam mai mărimi mari, cred, ceva de genul. Și da, am văzut-o acum, am prins și mărimea XS, pentru că să știți că la H&M au băgat și posibilitatea de a face review la produs, de a da feedback, mă rog, adică fiecare client care a cumpărat un anumit articol își poate lăsa părerea acolo, poate vota dacă mărimea este potrivită, dacă e prea mare, dacă e prea mică, dacă e la fix. Și, de exemplu, la rochia asta spuneau majoritatea că este mai mare decât normal, cum ar fi XS-ul, să zicem că normal ar fi XS, adică foarte mic, mic spre foarte mic, strâmt, da? La asta spuneau că e gen așa mai oversize, mai mare decât ar fi normal.
Și atunci am zis, ok, mi-au și eu XS, pentru că mie nu prea îmi stă bine cu genul ăsta de chestii oversize, așa. Nu prea mă regăsesc eu. Mie îmi place să fie chestiile mai normale pe corp, mai să urmeze linia corpului. Cam așa, nu prea sunt eu cu din astea largi, așa, lălui. Doamne, și când am văzut că au XS și m-am bucurat, maxim. Asta este rochița. Este așa animal print, da, e foarte mare, să știți, e foarte mare. E dreapta aici foarte mare, aici la talie, nu știu dacă vedeți voi. Eu probabil o să vă pun pe aici filmare, sper să reușesc. Mâneca este 3 sferturi, așa, cred că vine până la cot. Uitați, și e destul de largă, îmi plac culorile, îmi place că este animal print-ul ăsta, așa, zebros, nu știu, o combinație. Îmi place foarte mult. La spate se închide așa cu un năsturel din ăsta, mic, da? Așa, aici în față este plină până în gât, până sus, da? Așa, și jos, în partea de jos are un volănaș, da? Așa, bine, o să vedem, că nu le-am probat, vedeți că fac unboxing, da? Deci nu știu, nu am idee până unde vine, dacă mai sus, mai jos de genunchi, nu știu. Materialul e foarte fluid și pare răcoros, așa, și, și fin și subțirel. Ia să vedem ce zice că este pe aici, pe etichetă. Mărimea XS, se spală la 30 de grade, 62% viscoză, 24% liocel din ăla și 14% poliamid. Da, deci e ok, e viscoză și... liocel din ăla, liocel, nu știu cum se pronunță exact. Da. Sper să îmi vină și bine. Adică deja am văzut, nu? Cum îmi vine. Și ultimul produs, articol, este această curea de la Lee. Eu am avut o colaborare cu Lee Cooper și mi-am luat și eu cureaua asta pe care am văzut-o odată în magazin, parcă, sau tot pe site, nu mai țin minte exact. Și era la preț întreg și am zis, lasă, mai aștept, poate o reduc, poate o bagă la reducere și chiar așa a fost. Are, ea, vedeți, scrie aici Lee cu H&M, așa, și scrie, are, cum scrie pe toate chestiile de la Lee Cooper, Lee, așa, pe partea asta este cu alb și mov și pe spate este, în interior, mă rog, este cu mov și alb, adică au inversat fundalurile. Dar nu cred că se poate purta și și, pentru că pe partea asta e eticheta propriu zisă. Da. Mărimea este XSS. O să vedem. Se închide așa cu chestii din astea, care sunt puțin enervante pentru mine, dar fiind o curea genul mai sport, da, e de înțeles. Aici are așa ceva. E destul de lungă pentru XSS. Este, da. O să... vedem cum îmi vine, dacă îmi vine, dacă îmi vine bine, dar oricum nu aveam și eu o curea din asta mai colorată, așa, mai de vară, mai, na, și de la Lee Cooper chiar nu cred că am vreo curea, din câte țin minte, nu mai știu exact. Da, sper că v-au plăcut articolele pe care mi le-am cumpărat de data aceasta, am zis să vi le arăt repede pentru că, ele dispar din stoc, stocurile sunt limitate, na, poate nu au... nu știu, mărimea voastră mereu, mai ales astea mai mici, mărimile mai mici se dau imediat, nu știu, rămân alea L, XL, 2XL, 3XL. Și, na, așa cum și eu îmi caut XSS, poate vă căutați și voi și am zis să vi le arăt acum, mai bine, decât să mai aștept să mai strâng mai multe hăinuțe și să se epuizeze mărimile, stocurile. Da? Nu știu, dar, deci a durat 6 zile. Printre care a fost și weekendul la mijloc, așa că eu sunt destul de mulțumită, nu aveam nevoie urgent, nu aveam, v-am zis, nevoie neapărat așa urgent de lucrurile astea, așa că am așteptat bine, mersi, nu a fost nicio grabă și mi se pare că s-au mișcat oricum destul de repede. 6 zile având și weekendul la mijloc, mi se pare destul de ok, o livrare destul de bună, timpul destul de ok. Nu, nici foarte scurt, pentru că am mai primit și de la alte firme comenzile de pe, hai să nu zic o zi pe alta, dar am plasat comanda astăzi și nu mâine, poi mâine am primit comanda, așa că se poate și mai repede, da. Dar e ok, eu zic că e ok. Plus că toate chestiile au fost la reducere, na, aveam și
un voucher de 15% reducere, dar nu m-au lăsat să-l aplic pentru că erau produsele reduse. Eu de aia, când am văzut, m-au anunțat că am voucherul și când am văzut treaba asta, am zis, hai că intru și eu să mai îmi comand câte ceva și aplic și voucherul și am mai multă reducere. Dar la sfârșit nu m-au lăsat, nu mi s-a aplicat reducerea și am zis, bine, ok, dacă tot am stat, că pierdusem vreo oră până m-am uitat eu peste tot la fuste, rochii, bluze, lenjerii, tot felul de chestii, la toate astea m-am uitat. Am pierdut vreo oră pe telefon și am zis, acum nu mai renunț. Aveam și bluza aia albă cu luniță și am zis, la aia chiar nu vreau să renunț și nici la rochia aia cu animal print și nici la bluza aia albă. Și am zis, hai și cureaua și am zis, haide să dau comanda că pe toate am plătit 130 de lei. Așa că 129,90 ceva de bănuți. Așa că eu zic că e ok. Am avut una, două, trei, patru, cinci produse. Da? Printre care v-am zis, fusta aia nu este a mea, așa că, da. Da. Cam astea au fost produsele. Sper că v-a plăcut vlogul meu, filmulețul, videoclipul, nu știu cum vreți să-i spuneți. O să mai fac chestii din astea de genul. Dacă vă plac și vouă filmulețele astea, bineînțeles, vă aștept părerile în comentarii. Ne auzim acolo, știți că vă răspund. Vă pup, vă super pup și mulțumesc dacă sunteți alături de mine. Și să-mi dați un like, vă rog, și să vă abonați. Dacă aveți plăcere, bineînțeles, ca să vedeți, să fiți la curent cu toate chestiile pe care le postez.